Și ne va regăsi la noi sau cu Kenta, mai să facem unboxing. Și ok. Deci, propriu-zis este în cutie Kendama. Și haide să vedem sticăle și astea. Ok. Deci mi-am venit la 1, dar am fost pe ca așa, până 17. Deci, uitați asta și asta de la Prime. Și ok, hai să vedem aici. Ce e asta, băi, frate? Ok. Niște instrucțiuni avem aici, ceva gen. O să deschidem, așa. Așteptați o dacă. Așa. Deci cum se aude așa. Și bam, asta e instrucțiunea, nu mai nimic, ok. Cu sticlă de la Prime. Și ceas, toate astea. Mersi, boss de sticlă. 1. Asta de rezervă, punem aici și asta aici și hai să începem videoul. Și acolo ne arată și aici. Și primul rând este Big Cup. Mamă, ce șmecheră e! Small Cup, Base Cup. Stați-le aici. Spike. Ia, cum stă pe Lighthouse? Lighthouse. Mamă, mamă! Ce bun e! Nu cred așa ceva. Deci, modelul este Avalanche. O să las o descriere la site-ul ăsta. Mi-am lăsat unul. Deci, eu iubesc Kendama. Băi, dacă o scap o dată, îmi dau o pană, l-am scăpat-o. Hai să vedem, e un elefant. Voi pun și elefant, what the fuck? E alt world, am văzut, what the fuck? Ia, big cup, small cup. Scap acolo, te știu. Mamă, dar ce vârf are să faci niște comparații între Kendama și Kendama scap. În primul rând, cupele sunt mai mari. Dama e la fel. Sunt la fel, dama. Și vârful. Uaaa, mă! Deci, la Jordan, eu, Kendama asta, o iubesc. Am the world! Un Big Small Cup Spike. Era o schemă ceva gen Big Small Cup Spike, nu știu să nu... Ia pe Bird. Ia, ăsta. Mai văzut tot atât. Bird. În gare și în spenai. Deci am ce mi s-a întâmplat mie astăzi. Deci a costat, uite, Kendama a costat 160 de lei. Și vreau să vă spun ceva. Deci ce am vrut să zic? Deci cam amuzant chestia asta. Deci am deschis o sticlă cu apă mireală. Mi-a sărit apa. Acum am băut, mi-a dat niște, că m-am speriat. Sărit, era să fac cu tot cu sticlă cu cână. Deci, eu iubesc ceva. Și pe YouTube iubesc. Mamă, îmi place foarte mult cutia asta. Aici are ceva cu touch-me. Deschidem sau ce este? Nu, open. Așa, pun aici cutia lângă cameră. Modelul este Avalanche. Hai să facem spânzurătoare. Băi, un loc de spânzurătoare n-am dat Spike. Bam! Oare să vrem. Am două. Big Cup. Nu, bă, uite, așa o schemă. Mamă, mamă, se câte poate mie cu ea. Băt. Vreau să dau băt. Underbird. Mamă. Mamă, sunt bărți, am dat și bărți. Și de ce eu cred că am dat bărți? Că ăsta scuțit. Și are foarte mare vârful. Nu o să mai tăcesc de mult bărți. De ce mi s-a tăcit? M-am jucat prea mult cu Spike-ul. Tot am dat Spike, Spike, am dat Spike. Nu știu ce. Ca Small Cup Spike am dat. Ca Small Cup Spike am dat aici.
Da, deci atât a fost episodul. Sper să vă placă. Kendama este Avalanche, adică așa scrie Avalanche. Și atât a fost episodul. Eu am fost Ionuț, nu zi Ionuț Alexandru, pe YouTube. Am fost Ionuț. Eu v-am salutat, vă pup pe toți cu suițul, prime-ul. Ok, hai să punem asta. Aici ai instrucțiunile. Deci hai la instrucțiuni să vă explic ceva. Aici, beta nu e engleză deloc, nu e era negri. Trucuri, cu cupă mare, cupă mică, pivot, cupă joasă, what the fuck. Ce vă spune YouTube, Instagram, Snapchat, nu știu ce. Strânsoarea, lumânarea, ce lumânare, băi? Strânsoarea, lumânarea. Strânsoarea, bilei, Tama. Băi, da, mă, nu Tama. Strânzătoarea, chemiul. Aici scrie lumânarea. Băi, deci uite, candlestick, așa se face. Îi dai așa. Așa. Băi, eu am putut să dau așa și apoi să-l țin de un deget. Dar nu mi-a căsut. Ia. Ce am vestit de la eu, de toate. Nu o scap, nu vreau să o scap. Nu o să dau de ce așa. Și atât a fost episodul, am văzut Ionuț. Pa! 6 like-uri, 10 vreau. 10. Ori nu, oricât. Am să stau la 10 cu Kendama asta. Deci, mersi pentru sticker. Pentru asta eu am fost Ionuț. Pa!